Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă OneNote. Mergem. Deschidem aplicația OneNote. Vedem aici pe ce cont este conectat OneNote-ul. Și luăm acum de la dreapta la stânga. Ne scrie note adezive. Dacă apăsăm pe click, putem adăuga o notă rapidă. Note, tutoriale, proiect, cred. Putem să adăugăm o fotografie. Am adăugat-o. Da. Nota noastră a rămas aici. Apoi putem căuta diferite black note-uri sau note adezive. Și în partea stângă scrie block notes. Avem note rapide, proiect cred sau formator cred. Dăm pe formator cred și creăm o pagină nouă. Informații utile pentru tutoriale în proiectul CRED. Titlu. Acum adăugăm o notiță. Tutorial. Aplicația OneNote. Mergem la fotografie și adăugăm imaginea și apăsăm și dăm gata și vedem că am adăugat notița. Adăugăm încă o notă. Tutorial. Aplicația. Mobilă. Skype. Mergem din nou la imagine, selectăm din smartphone-ul nostru imaginea, dăm gata, a fost adăugată. Apoi putem să și lăsăm o notă audio. Acum o să facem o aplicație mobilă Skype. Deci vom vorbi despre tutorialul aplicației mobilă Skype. Dăm opriți și nota noastră audio a fost creată. Apoi putem să încărcăm un document care să rămână în OneNote-ul nostru. Fișiere, documente, selectăm documentul, dăm atașare, a fost încărcat, după cum putem vedea, am încărcat imagini, înregistrare audio, PDF-ul. Mergem mai departe.
Dăm. Pagina și vedem că pagina noastră este încărcată cu o mulțime de elemente multimedia, cu fotografii, cu înregistrări audio, cu o prezentare PDF. De asemenea, putem să încărcăm și un PowerPoint, documente. Dăm aici la documente. Și putem încărca un Word, da, care ne rămâne în blacknote-ul nostru. Deci am încărcat mai multe materiale utile. Apoi apăsăm săgeată. Dacă dăm la pagini, tot ceea ce am postat noi ne apare pe această pagină. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert, resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație deschisă pentru toți, CRED.